Teodor Manulescu, deținutul care și-a scris în versuri durerea pierderii ființei iubite și chinurile provocate de cancer, diagnostic primit în spatele gratilor, a lăsat în urmă celula închisorii. Bărbatul, deloc din Baia Mare, a cerut în instanță întreruperea executării pedepsei, iar judecătorii au admis solicitarea, lăsându-l liber măcar pentru o perioadă. Teodor Manolescu, Doru, după cum îl știu cunoscuții, a ieșit acum câteva zile pe porțile spitalului penitenciar din Dej. Cu totul alt om față de acum câteva luni, când boala nu apucase încă să-i mistuiască puterile. De altfel, stadiul avansat al tumorii a fost principalul motiv pentru care instanța de judecată a acceptat ca bărbatului să fie întreruptă executarea pedepsei, astfel încât să caute să se vindece în afara închisorii. Băimăreanul a fost închis în septembrie 2009 pentru furt și condamnat să stea după gratii până în vara lui 2012. La scurt timp după încarcerare s-a apucat de scris poezii. Singurul mod în care a putut să strige durerea provocată de pierderea iubitei și mai ales de boala care îl măcina fără întrerupere, cancerul. Povestea lui a fost mediatizată și câteva din sutele de poezii compuse de el au fost făcute publice, dar nimic din toate acestea nu i-au adus alinare. Doru Manolescu a susținut constant că are puterea să redevină omul de dinainte arestării, cel care avea faimă, bani și afaceri de succes, un personaj cu renume în Baia Mare. Mai rămâne doar să-și dovedească spusele și asta dacă îl va ierta boala, caz în care va trebui de asemenea să-și ducă la capăt pedeapsa cu închisoarea și să se întoarcă în detenție.